Informală de IT este un mediu de învățare foarte modern, unde tinerii absolvenți de facultăți non-IT învață cele mai moderne meserii din dedicate industriei de programare într-un program de 4 luni sau de 5 luni, un program accelerat, în care scopul principal este să dobândească cunoștințele practice, să se pregătească pentru angajare în domeniul programării, în domeniul IT. Am experimentat în două dintre locațiile în care suntem noi prezenți niște programe, noi le numim de pre-employment, în care, într-un dialog cât se poate deschis cu companiile, setăm niște așteptări la nivelul dânșilor și le așezăm în procesul educațional al școlii, astfel încât răspunsul, ca și, sigur, cu ghilimele de rigoare, produs finit, ca și rezultat al procesului educațional, adică alumnii noștri, să fie mult mai apropiați, ca și pricepere și cunoștințe, de așteptările angajatorilor. După 15 ani de experiență din hospitality, undeva în 2004 dădeam interviu pentru cele mai luxoase vase de croazieră și iată-mă în 2016 reîntoarsă în țară, unde am hotărât să fac o reconversie profesională de 90 de grade. Iată-mă în 2017 absolventă a două cursuri la școala informală, primul de intro, cel de-al doilea de analiză de business. Dacă nu făceam aceste cursuri, nu se uita nimeni la mine, practic o experiență zero în domeniul IT-ului. Aceste cursuri, bineînțeles că au fost rampa mea de lansare. M-am angajat foarte repede. Pentru mine este un foarte mare reward, să zic așa, o recompensă extraordinar de mare pentru mine și pentru toți ceilalți mentori, este că atunci când lucrăm cu persoanele respective luni de zile, în cursurile pot dureze între 5-6 luni, să vezi la final că se angajează sau să vezi că e schimbat viața omului respectiv. Pentru mine este o satisfacție enormă, oamenii respectiv practic au ieșit din zona lor de confort, au ieșit din ceea ce făceau în viață din zi cu zi, rutină și așa mai departe și au acceptat acest challenge de a schimba viața. Și mi pare foarte bine că am putut să fiu parte din această schimbare în viața lor. Și nu este vorba doar de lucruri bine plătite, este vorba de un mediu de lucru profesionist, este vorba de o meserie interesantă, este vorba de a face impact, a avea un impact prin munca ta,
în asupra unor industrii, asupra unor clienți globali, ceea ce se întâmplă rar poate în alte feluri de joburi în România. Pentru că există o linie de cod care ne aduce împreună oriunde ai fi, bine v-am regăsit la... Facem aici o lucrare să vedem dacă se aude mai bine, dacă mă aud mai bine acum, sunt convins că mă aud mai bine. Bun, repetiție, Mater Studio Rumest, pentru că există o linie de cod care ne aduce împreună oriunde ai fi, oriunde am fi, bine v-am regăsit la Digital Job de vineri. De la ora 13, Power by Școala Informală de IT. Sunt Șarpe și la vorbă și la port și îl salut și pe colegul meu de Zoom de la București la Iași cu viteza liniei de cod, Dan Zaharia. Salut, Dan! Salut, Bogdan! Mă bucur că ne vedem. De acum a devenit o tradiție. Da, vineri la prânz, nu facem altceva, nu luăm prânzul cu nimeni, suntem în Digital Job. Din contra, spune că luăm prânzul numai cu oameni 1 și 1. Imediat astăzi vedem cine sunt invitații la prânzul nostru de la Digital Job. Spuneam în fiecare vineri de la ora 13, ora Clujului, atenție, suntem live pe pagina de Facebook, Școala Informală de IT, Fab Lab, Iași, Spin Magazine și nu numai, multe alte pagini. Astăzi vorbim despre lucrurile bune care se întâmplă după lucrurile rele. Mai bine zis, care s-au întâmplat rele deja chiar în această lună. Care au fost ele, lucrurile astea rele? Peste 900.000 de persoane au intrat în șomaj tehnic în România, iar alte 300.000 s-au trezit fără loc de muncă de la declanșarea stării de urgență până în 4 mai, când Ministerul Muncii a dat un comunicat despre situația acestor contracte, astfel încât, eu zic că e clar, e momentul oportun pentru o reevaluare sau chiar o reconversie profesională. Și acum iată lucrurile nu bune, ci extraordinare, ca să spun așa. Coaliția inițiată de Școala Informală de IT, prin memoriul adresat către Guvernul României, a reușit să ofere noi perspective educației continue din țara noastră, care se aliniază astfel bunelor practici existente deja în țările puternic digitalizate. Despre ce vorbim astăzi, care va să zică? Prin ordonanța de urgență numărul 70 din 14 mai, publicată în Monitorul Oficial, autoritățile au răspuns solicitărilor Școlii Informale de IT, oferind cadrul necesar schimbării în bine. Astfel spus, începând din 14 mai, noile măsuri legislative permit organizarea de cursuri IT acreditate și nu numai, în sistem exclusiv online. Despre acest succes pe care Școala Informală de IT împreună cu Asociația Patronilor și Meseriașilor Cluj și Cluj IT Cluster l-au avut, vreau să vorbim în ediția de astăzi Digital Job. Iată de ce i-am invitat alături de mine pe Andreea Mare, Project Manager Școala Informală de IT. Bună, Andreea! Dacă ne auzi, trebuie să deschizi microfonul. Salut, mă aud. Salut, mă bucur că vă văd. Domnul Augustin Feneșan, președintele Asociației Patronilor și Meseriașilor Cluj. Bună ziua, domnule Augustin! Bună ziua tuturor! Și domnul Andrei Kelemen, director executiv Cluj IT Cluster. Bună ziua, Andrei! Bună ziua și mulțumesc pentru invitație! Noi mulțumim tuturor că v-ați răpit din timp și iată cum spunea Dan la început, luăm prânzul împreună în linii de cod astăzi. Să începem cu începutul așadar, cu felicitările lui Dan Zaharia, dau un pic pentru că v-am spus Șarpe și la vorbă și la port, un pic din culise, cu felicitările inițiale pe care nu le-ați auzit, dar în spatele scenei au fost date, către invitații de astăzi pentru victoria aproape neașteptată. De unde a plecat inițiativa? De la ce nevoie? De la ce realitate? Vă rog frumos. Cine îmi răspunde, o să îl rog pe domnul Augustin Feneșan să ne spună. Da, nevoia a plecat din piață, bineînțeles, dar mai concret de la un proiect pe care îl implementăm împreună cu ceilalți doi care sunt astăzi împreună cu noi în această emisiune, prin care, un proiect POCU, prin care trebuie să facem tot felul de cursuri, printre altele și din domeniul IT și noi ca asociație, ca partener, avem alt tip de cursuri, dar tot relativ de același gen. Situația din ultima perioadă cu situația sanitară ne-a pus în imposibilitatea de a ne mai aduna fizic să realizăm aceste cursuri în formula
reglementate de ordonanța de urgență, ordonanța Guvernului 129 din 2000. Și atunci am plecat de la ideea că, de exemplu, aceste cursuri de IT sunt eminamente în fața calculatorului și pe calculator. Văzând că deja copiii la clasa 1 își fac niște teme pe calculatoare pentru că școlile s-au închis, am zis de ce n-ar fi posibil ca în totalitate aceste cursuri să fie realizate în formulă, în format IT. Pe urmă am extins și o să vedeți că varianta finală va fi mult mai extinsă decât în privința acestor cursuri, dar de aici a plecat și am generat un memoriu care l-a coordonat colega noastră de platou, Andreea. Pe de o parte, pe de altă parte, am apelat la niște formule instituționalizate ca să avem succes. Respectiv, organizația noastră patronală este membra a cele mai puternice și mai active confederații patronale naționale, Consiliul Național al IMM-urilor, prin care și cu care avem o relație foarte bună, cel puțin în această legislatură, cu factorii guvernamentali, de la prim-ministru până la ceilalți membri ai cabinetului cu care avem discuții aproape zilnic și nu exagerez prin asta. Am avut o asemenea întâlnire cu... Deci am generat această mișcare de a susține modificarea legislației în sensul acceptării formelor online. Am dat în toată țara să vină un feedback favorabil acestei idei. S-au mai adunat în niște puncte de vedere ale altor. Noi avem ca membri în cadrul federației noastre și un număr de organizații și federații chiar la nivel de țară care se ocupă cu formarea profesională. Și de la ei au venit niște propuneri, le-am adunat toate și le-am discutat, cred, în data de 5 mai la o întâlnire în direct cu doamna ministru a Muncii. I-am propus că este oportun să discutăm această temă cât se poate de repede pentru că proiectele POCU erau în pericol. De aici am plecat. Doamna ministru a fost foarte receptivă și am și stabilit la o săptămână un colectiv de lucru pe care am avut onoarea să-l conduc eu la nivel național, pentru că președintele nostru m-a rituit pe mine ca prim vicepreședinte a Consiliului Național a IMM-urilor și în această calitate practic am mediat toate aceste discuții și am luat punct cu punct tot ce se putea face online. Am mers mult mai departe decât prima etapă care a fost materializată prin derularea cursurilor online doar a celor teoretice, rămânând partea practică să se desfășoare tot în formula veche. Deci am făcut pasul următor și am extins reglementarea și asupra activităților practice, acolo unde ele permit. Și în ordonanța 70, poate că cei care au parcurs au văzut, la sfârșit scrie că se va emite un ordin de ministru care va clarifica sau va detalia domeniile unde se pot face cursurile online în totalitate. Construind în continuare, acel ordin încă n-a apărut, pentru că doamna ministru a fost plecată în Germania cu problemele muncitorilor români de acolo. La întoarcere are pregătită toată documentația și sperăm, nu știu, astăzi dacă s-a întors sau mâine, ordinul este gata, este pe masa dânsei, cu o extensie foarte mare la foarte multe domenii de activitate care se pot desfășura online. Mai mult, toate cursurile de formare profesională, deci nu doar cele de inițiere, specializare sau perfecționare, ci toate cursurile de formare profesională au componenta teoretică posibilă online în acest moment și după această reglementare. Deci este un pas extraordinar de important pentru că deschidem practic o procedură și am dezvoltat-o un pic cu doamna ministru și a fost de acord să intrăm în etapa imediat următoare pe o modificare fundamentală a ordonanței și respectiv a legii formării profesionale continue a acestei ordonanțe 129, să o aducem un pic în parametrii anilor pe care îi trăim și a formelor pe care le avem la îndemână în această perioadă și în perspectivă. Deci așteptăm în continuare propuneri de modificare pe fond a Ordonanței 129 privind formarea profesională a adulților. Andreea Mare, Project Manager, Școala Informală de IT. Andreea, vreau să te întreb, pur și simplu, dar nu puteți să faceți cursuri online și fără ordonanța de urgență? Zic. Am fi putut să facem oricare dintre cursurile pe care le avem în cadrul școlii, cursuri ce nu sunt acreditate ANC.
Cursurile acreditate ANC, fie că sunt cursurile noastre, fie că, pe care le desfășurăm în mod normal în cadrul școlii, fie că sunt cursurile incluse în proiectul POCU, de care discuta domnul Feneșan mai devreme, conform legislației, în varianta dinainte de modificarea adusă, nu puteau fi desfășurate online. Toate cursurile acreditate ANC, până în punctul inițierii demersului, trebuiau atât partea de teorie cât și partea de practică să se desfășoare în clasă, indiferent de domeniul pe care îl adresam. Înțeleg. Adică în momentul respectiv, înainte de ordonanța de urgență, cursurile online erau un fel de, în ghilimele, joacă online, adică de test online. Nu era practic pe partea de acreditare din partea ministerului și acum au devenit deosebit de legale și acreditate, cu pata la ma, cum s-ar spune, tot online până la urmă, la mână, nu? Da, cel puțin partea teoretică deocamdată. Acum așteptăm să vedem ce modificări se aduc și legate de partea practică și partea de examinare. Pe perioada stării de alertă putem să desfășurăm tot ce înseamnă cursuri acreditate în mediul online. Asta înseamnă atât partea de teorie, cât și practica, cât și evaluarea. Problema este că marea majoritate a cursurilor acreditate ANC au un număr mare de ore. Noi avem un proiect POCU, de exemplu, ca și partener, Școala Informală de IT are cursuri de 48 de ore, însă APM-ul, de exemplu, are cursuri cu o durată mult mai lungă. Inevitabil am ieșit din starea de urgență, desfășurând în continuare cursurile respective și încă nu știm dacă este sănătos să ne întoarcem în sala de clasă ca să ne finalizăm cursurile acolo. Până la urmă, sănătos este să lăsăm viitorul să se scrie în linii de cod astăzi și să fim online și să constatăm, iată, că lucrurile care s-au mișcat și nu se mișcau, de fapt, mai mult sau mai puțin în ani și ani de zile, s-au mișcat într-o lună, în două luni. Așa, aveam nevoie de șutul pandemiei în, mă rog, ca să nu spun partea corpului, ca să evoluăm. Andrei Kelemen, director executiv Cluj IT Cluster, de ce v-ați coalizat la această inițiativă? Sunt mai multe motive pentru care ne-am alăturat și am contribuit la această inițiativă. Nu cred că avem timpul necesar să intrăm în toate detaliile, dar aș porni de la simplul fapt că suntem până la urmă reprezentanții unei industrii puternic tehnologizate. Vorbim până la urmă de industria de IT. Și am înțeles că este un moment prielnic, chiar dacă pe un fundal, să zicem, nefericit, un moment prielnic să accelerăm niște lucruri în ceea ce privește digitalizarea sau transformarea digitală a sectoarelor în care activăm. Și, sigur, suntem și noi parteneri în proiectul amintit de către Augustin. Chiar dacă noi nu avem cursuri în acest proiect, nu avem prevăzute cursuri, am înțeles însă nevoia acută a pieții de a moderniza cadrul în care se desfășoară asemenea cursuri de formare profesională. Să nu uităm, până la urmă, ordonanța aceasta care reglementează formarea profesională era datată din 2000. De atunci, sigur, au mai fost niște modificări, dar nimic de fond. Deci sunt 20 de ani de zile de când a fost reglementată formarea profesională în România. Lucrul a evoluat de atunci foarte mult, inclusiv în ceea ce privește capacitățile tehnologice prin care putem să derulăm asemenea activități și cred că era deja timpul ca să actualizăm aceste reglementări, să le aducem la zi. Ceea ce mă bucură pe mine în mod deosebit este că în felul acesta putem să extindem de fapt aria de aplicare a acestor cursuri de perfecționare, prin urmare să dăm o șansă și unor oameni care altfel, nu știu, ar fi avut dificultăți să aibă acces la instrumente de reconversie profesională.
Deci ăsta este, cred că, marele câștig societal pe care îl avem în condițiile în care cursuri acreditate și, cum ai spus și tu, cu patalama, pot să fie desfășurate în acest fel. Adică, ca să luăm un exemplu cât mai aproape sau cât mai concret, dacă avem școala informală de IT, care are niște puncte, sigur, de lucru în țară, prin această modalitate de desfășurare a cursurilor online, ei pot să ajungă și la cineva care locuiește foarte departe de acele puncte geografice unde ei își desfășoară activitatea. Și asta dă o șansă acelui om ca să-și găsească până la urmă și el o traiectorie profesională care să-i aducă satisfacție în mai multe planuri, desigur. Ăsta este un exemplu. Sigur, el poate fi extins apoi și către alte sectoare. Deci și acesta este un motiv pentru care ne-am aliniat și noi inițiativei pornite de Școala Informală de IT și am susținut-o din mai multe puncte de vedere și mă bucură foarte mult că avem succes. Este unul deocamdată, să spunem, de etapă, pentru că încă mai sunt nevoie de modificări legislative, de o consolidare care să permită apoi, într-adevăr, să putem spune că am ajuns la scopul pe care ni l-am dorit. Corect. Și foarte adevărat ce ai spus, Andrei. Am avut revelația că dacă vreau să particip de acum la un curs care se ține doar la Școala Informală de la Cluj, particip. De fapt, nici nu mai contează unde se ține. Poate să se țină și în Tombuctu, dacă Școala Informală are cursuri acolo. Poți să participi oriunde, iată, nu mai există granițe, nu mai există distanțe. Domnul, aș adăuga un singur lucru ca să înțelegem dimensiunea corectă a lucrurilor. Noi avem proiecte, spre exemplu, unde furnizăm formare, în zona de IT, desigur, în țări din Africa. Dar nu puteam face asta în România. Deci până în acest moment, cadrul legal nu ne permitea acest lucru. Deci, și a venit momentul în care acum se poate. Acum se poate. Până atunci nu se putea, stați că nu e, că nu sunt legile și acum deodată brusc s-au deschis cerurile. Pe mine asta mă uimește, cum lucrurile s-au rezolvat peste tot și peste noapte, iată, se poate. Domnul Augustin Feneșan, președintele APM Cluj, cine a mai pus umărul la realizarea memoriului adresat guvernului? Foarte consistent punct de vedere am avut de la Federația Patronală a Formatorilor Profesionali, care întâmplător își are sediu tot în Cluj și care este membru la noi, care are o acoperire națională și care sunt foarte activi în domeniul reglementărilor în special, care au luat poziție de-a lungul timpului, raportat la tot felul de situații care oarecum erau posibile, dar nerealizabile doar datorită inerției funcționarului de după ghișeu, cum suntem obișnuiți să spunem. Exact, datorită lor s-a ajuns la situația asta, adică noi am căutat acum nivelul de aprobare pentru modificarea ordonanței. Pentru că ordonanța nu poate fi modificată decât acum, în situații de forță majoră, respectiv stare de alertă sau de urgență. În rest, trebuie modificată doar cel puțin la nivelul la care ea a fost luată. Dar ce am constatat? Această interdicție de a se face cursurile altfel decât la sală și la locul de practică, care poate fi la sală sau în diferite firme sau ateliere sau așa mai departe, vorbind în general de formare, a fost introdusă printr-un ordin comun de ministru, al Ministrului Educației și al Ministerului Muncii. Tot plecat de jos de la ei din sistem, ia să-i ținem noi sub control pe ăștia să vedem ce și cum, că școala la noi se face în clasă. Ei, constatând acest lucru, ne-am dat seama că este foarte simplu de modificat, pentru că eu exclud că într-o săptămână nu o lămuresc pe doamna ministru a muncii să semneze un ordin comun prin care ridic această interdicție. Și atunci o să avem deschidere în acest moment pentru absolut toate cursurile de formare profesională în sistem online pe partea de teorie și să vedem pe urmă și... Dar acest lucru o să-l lăsăm în etapa cealaltă de modificare a legii mai substanțială cu activitățile practice acolo unde ele se pot face, gen exemplele pe care le-ați dat în emisiune, Andrei, sau... Cred că ar mai trebui adăugat partea de examen pentru aceste cunoștințe teoretice, dacă la un moment dat, pro fază ulterioară.
Și examenul este reglementat acum tot în format electronic, deci nu e o problemă. Comisia poate să stea, dacă nu are condiții corespunzătoare, în altă parte. Poate să meargă la Agenția de Prestații Sociale, deci unde este secretariatul tehnic de care gestionează formarea profesională în fiecare județ, iar acolo o să aibă infrastructura în care, pe baza cu care comisia să discute și să-și facă treaba exact ca și cum ar fi la sala de clasă. Deci inclusiv examenele vor avea aceeași procedură. Domnul Feneșan, mie personal, la prima vedere, îmi păreți un om bătăios, ca să zic așa, și care nu se lasă până nu obține ceea ce dorește. Adică, e clar, am pornit pe o cale, nu ne lăsăm până nu învingem. Și acum urmează întrebarea. A fost greu dialogul cu guvernul? Poate că din cauza aia am și fenomenalizat să conduc discuțiile la acest nivel din partea Consiliului Național al IMM-urilor, dar fără lipsă de modestie trebuie să spun că sunt oarecum cunoscător al domeniului, pentru că sunt de foarte mulți ani și în Comisia de Autorizare de la Cluj și prin prisma activităților asociației avem tangență cu formare profesională. La un moment dat aveam mii de absolvenți anual, acum sigur s-a mai redus și fac aici iarăși o trimitere către o preocupare nouă a noastră și un viitor al formării profesionale continue, aceea de ucenicie la locul de muncă, va trebui, în condițiile în care știm ce absolvenți ne vin de pe băncile școlilor, cele instituționale, fie că ele sunt instituții de învățământ superior sau licee sau așa mai departe, ca să poată profesa oamenii, lucrătorii, trebuie să fie adaptați și atunci trebuie să urmeze tot felul de cursuri. Prin urmare, formarea profesională continuă trebuie să aibă o pondere și o greutate foarte mare. Calitatea salariaților, practic, dă calitatea economiei unei țări și acolo se face diferența. Legat de asta, pasul 2 este ucenicia, care este foarte importantă. Adică nu mai stăm nici măcar să facem cursuri, ci mergem direct în producție și implicăm de acolo aportul de cunoștințe prin formare profesională. Domnul Feneșan, vă întrerup un pic și revin la întrebare, pentru că am auzit discuția dinainte și poreclai șarpe. A fost greu dialogul cu guvernul? Simplu, adică v-au trăgănat, a fost pe bune, au fost din prima, a fost dificil un pic pe aici pe acolo? În stilul caracteristic, adică din prima a fost cea cu impunerea unor teme de ordinul a două săptămâni până primim un răspuns. Ori vă dați seama, noi suntem în stare de alertă care este pe durata unei luni. Ori în condițiile în care niște termene să primim un răspuns era de 15 zile, golea de conținut practic această reglementare. Pentru că urma acea precizare cu ordinul ministrului, care ordonanța nu mai putea modifica, deci am acceptat cadrul generic în ordonanță, dar pentru că am avut această portiță, am acționat rapid la nivelul ministrului muncii să oprească acest ordin până nu-l vedem noi și nu ne dăm ok în formula în care se cuprindă cât mai multe din propunerile noastre. Am găsit surprinzător, avem o deschidere foarte bună din partea doamnei ministru și atunci a pus subalternii în funcție și a fost în ultima etapă surprinzător de cooperanți. În sensul să accepte termene de o zi și de două zile în care să dăm răspuns unei cereri de autorizare este o victorie fără precedent, adică chiar ne mobilizează. Mă refer aici la comisiile județene, să lucreze foarte rapid și foarte profesionist, adică să ia cu prioritate dosarele, fie ele modificări de activități, fie dosare noi, de autorizare mă refer aici, pentru că și alea se vor desfășura în sistem online, și să dăm răspunsuri mediului economic încât să aștepte cât mai puțin din momentul în care ei consideră că formarea pentru firmă, ONG sau ce-o fi el, este oportună să se materializeze prin autorizare. Andreea Mare, Project Manager, Școala Informală de IT, o să te rog să mai îmi spui și prietenii care s-au alăturat demersului, pentru că eu îi citesc deja pe pagina de Facebook a Școlii Informale de IT, dar tu cred că îi cunoști cel mai bine pe toți cei care s-au grupat în jurul inițiativei. Da, am încercat să mobilizăm cât mai mulți parteneri să ni se alăture inițiativei. Când am gândit memoriul inițial, ne-am gândit să-l transmitem prin prisma partenerilor din proiect. După care ne-am dat seama că s-ar putea să aibă mai mare greutate dacă
Implicăm mai multe companii de formare care au exact aceeași activitate ca și noi și care au exact același scop. Că până la urmă discutăm despre digitalizarea României fără să avem un context în care să o punem în practică. Am încercat să luăm în considerare și feedback-ul și input-ul companiilor de IT, care în momentul ăsta consideră că e mai mult decât oportun să aibă un context în care se poată să-și formeze oamenii și să-și formeze în condiții de siguranță. În consecință, inclusiv pentru ei, era binevenit să avem o asemenea inițiativă. Am încercat să mergem inclusiv, cum spunea domnul Feneșan, și am mobilizat foarte multe, foarte multe agenții și ONG-uri și organizații în zona federațiilor și ONG-urilor. Dăm voie, Andreea, de vedere cât mai diferite. Am înțeles. Dăm voie, uite, să citesc eu din prietenii care s-au alăturat demersului. Okay. Exact, nominal. O să-mi cer scuze dacă nu am diacriticele la mine. Steluța Racolta, Federația Patronală din Educație și Formare Profesională, Eduform, Alin Deac, Integrate, Igor Mardari, Asociația Profesioniștilor IT Basarabain, Daniel Iano și IT on Wheels, Bianca Muntean, Transilvania IT Cluster, Marius Bulgaru, BNDS Training Consulting, Sebastian Arhire, Train to Perform, Sorana Drăgan, Cursuri Autorizate.eu, Monica Mureșan, Camera de Comerț și Industrie Bistrița Năsăud, Valentin Negoiță, UpDetic, dacă i-am numit pe toți. De fapt, nu i-ai numit pe toți, nici noi nu i-am numit pe toți, pentru că am avut mult mai mulți parteneri cu care am discutat și pe care am fi vrut să implicăm, doar că având în vedere faptul că am vrut să ne mișcăm foarte repede, inclusiv sistemele online și semnăturile și transferul de informații, a fost puțin decalat. În consecință, am trimis mai departe informația fără să avem semnăturile lor. Noi pe Facebook am nominalizat doar persoanele care într-adevăr și-au pus semnătura pe memoriu. Dar sunt mult mai mulți de atât cei care au pus umărul și mult mai mulți decât cei care au pus umărul, sunt convins, cei care și-au dorit intens acest lucru și iată că cifrele spun lucruri bune. Ce perspective utile aduce ordonanța de urgență, Andrei Kelemen, director executiv Cluj IT Cluster? Poți să-mi spui, te rog. Eu aș încadra din nou acest demers într-unul mai larg, care se referă la transformarea digitală a societății românești și dacă e să mergem și mai departe, până la urmă ne putem referi la tot ce se întâmplă la nivel global până la urmă. Vedem că amenințarea aceasta a pandemiei sau a crizei sanitare nu dispare cu atâta ușurință. Deja se vorbește din ce în ce mai intens despre un al doilea val de infectări. Unele state se și pregătesc pentru asta. Spre exemplu, o sumedenie de universități din Marea Britanie și Olanda deja au anunțat că cursurile se vor desfășura în același sistem remote sau la distanță până anul viitor în vară. Facebook astăzi a anunțat, sau mă rog, în cursul zilei de ieri, a anunțat că circa 50% din angajații lor vor continua să activeze în cadrul companiei într-un asemenea mod, adică lucrând de acasă sau remote. Prin urmare, vedem o transformare fundamentală a felului în care oamenii se relaționează cu activitatea profesională pe care o pot derula. Sigur, nu toate categoriile de profesii vor putea intra în această transformare, însă este altfel, industria de IT este cea mai predilectă, să spunem, sau cea mai inclinată spre o asemenea abordare și din această perspectivă, modificarea adusă de ordonanța de urgență, chiar dacă deocamdată una de scurtă durată, este de bun augur, pentru că va da, cum am spus, posibilitatea oamenilor să poată participa la cursuri de perfecționare, deci să învețe lucruri noi pe care să le poată aplica în contexte din ce în ce mai complicate, în contexte profesionale din ce în ce mai complicate. Și aici este, cred, marele nostru câștig.
Pentru că ai amintit lucrul ăsta, lasă-mă un pic să înțeleg ce se întâmplă. Uite, ordonanța de urgență spune la articolul 2, paragraful 1 sau articolul 3, în momentul ăsta nu sunt foarte, cred că 3, paragraful 1 așa, pentru o perioadă de 30 de zile de la încetarea stării de urgență, pentru programele de formare profesională a adulților organizate în condițiile ordonanței Guvernului numărul 129 din 2000 privind formarea profesională a adulților republicată cu modificările și completările ulterioare, se pot desfășura și în sistem online. Și acum vine întrebarea, ce se întâmplă după cele 30 de zile? Dacă întrebarea mi se adresează și, mă rog, dacă răspunsul meu nu este neapărat corect, rog colegii să intervină. Deci, această ordonanță are aplicabilitate pe durata stării de alertă, practic. După momentul respectiv, se revine la situația de dinainte. Rămâne însă să vedem în ce măsură vom reuși să convingem autoritățile locale că autoritățile legiuitoare, îmi cer scuze, pot să mențină un asemenea sistem. Din punctul nostru de vedere, evident, este de dorit. Nu vedem acest demers ca unul de scurtă durată, pentru că nici situația pe care o traversăm nu este una de scurtă durată. Ne mai vorbim de toate avantajele pe care un sistem de acest tip poate să le aducă la nivel societal. Le-am menționat deja. Deci cred că ăsta este un argument foarte puternic pe care, în mod normal, o guvernare responsabilă nu ar trebui să le pună deoparte pentru interesele sau pentru păstrarea unui sistem și așa depășit și învechit. Domnul Feneșan, că vă simt nerăbdător. Ce se întâmplă după cele 30 de zile? Vedeți o mică găselniță aici. Am mai pus și 30 de zile după ridicarea stării, tocmai ca aceste cursuri care încep poate să și termină sub aceste reglementări, dar am lăsat un interval, adică atâta ni s-a acceptat maximum, încă 30 de zile, ca în acea perioadă să reușim să rezolvăm acea problemă cu formarea teoretică în regim online a la long, deci definitiv, și apoi să intrăm pe cealaltă componentă de modificare a legii. Trebuie să lăsăm un pic interval, pentru că noi încă suntem sub presiunea acestor restricții, iar a lua niște măsuri acum pentru o durată mai lungă în privința formării profesionale, când suntem încă sub o presiune a distanțărilor personale, eu evit chestia socială, distanțarea socială înseamnă că ne-am depărtat pe unii de alții, nu au făcut-o să fim protejați de virus, să poată fi luate la calm cu înțelepciune. Și aș vrea să vă mai aduc la cunoștință și ascultătorilor noștri, poate că sunt, care sunt interesați. Tot datorită unei presiuni ale noastre am reușit să scoatem o instrucțiune de la Ministerul Muncii prin care toată formarea profesională, cea normală, cu cursuri la clasă sau acum am format electronic și cu practică exact conform dosarului de autorizare, se poate desfășura acum fără niciun fel de problemă. Doar cu respectarea condițiilor, adică dacă este vorba de un curs de, nu știu, bucătar, și bucătarul cursant va respecta aceleași reguli ca și bucătarul în sine. Deci că era neclară dacă avem dreptul să facem aceste cursuri și nu-i formarea blocată în totalitate. Deci este deblocată complet de săptămâna trecută de sâmbătă printr-un instrucțiune emisă de Ministerul Muncii. Deci formarea merge, online deocamdată merge plus încă 30 de zile și până atunci sperăm să facem ceea ce am discutat în această emisiune. Deci se urmărește până la urmă evoluția situației și de o parte și de cealaltă și în funcție de cum merg lucrurile, rămânem online sau ne întoarcem în clase. Personal, așa de mult îmi doresc să ne întoarcem în clase, dar la fel de personal mă bucur foarte tare și n-aș vrea să pierdem nimic din saltul ăsta epocal pe care l-am făcut în lunile astea în ceea ce privește digitalizarea. Ce fac cei trei parteneri, iată, prezenți în studio? Școala Informală de IT, Cluj IT Cluster și Asociația Patronilor și Meseriașilor Cluj. Ce fac cei trei parteneri împreună? Care sunt proiectele pe care le aveți împreună? Cine? La cuvânt? Andreea?
pentru că nouă ne place întotdeauna să dăm cuvântul blondelor. Ei, fost am blond, acum am crescut părul și din cauza pandemiei n-am mai ajuns nici la coafor. Așa se vede până la București. E ok, e foarte bine până aici, cum bate lumina. Da, mulțumesc. Școala informală, în mod normal, ajută la digitalizarea țării, după cum spuneam. Școala informală organizează cursuri de reorientare profesională în zona de IT pentru persoanele care vor să meargă în direcția respectivă. Persoanele care au o afinitate spre IT și își doresc să lucreze în IT. Împreună cu Cluj IT și cu APM-ul, suntem implicați într-un proiect care merge pe mai multe fronturi. Pe de-o parte ne adresăm, organizăm cursuri de formare profesională, de data asta nu reorientare profesională, ci în special formare profesională pentru angajații companiilor din IT și nu numai. Școala informală se ocupă de cursurile în IT, APM-ul se ocupă de o serie de cursuri adresate oamenilor din alte industrii cu alte specializări. În timp ce Cluj IT-ul se ocupă de partea de dezvoltare de procese și de proceduri prin care toată partea de orientare profesională, de reorientare profesională, formare profesională on and long să poată fi transferată din experiența proiectului de care ne ocupăm la locul de muncă angajatului. Dar cred că o să-i las pe colegii mei să discute în detaliu implicarea lor pe proiect. Andrei? Da, sper că sunt auzit în continuare. Da, da, da. Așa este, cum spunea și Andreea. Sunt mai multe dimensiuni ale implicării noastre în, mă rog, această colaborare cu Asociația Patronilor și Meseriașilor și Școala Informală de IT, cea mai importantă fiind cea în care vom experimenta la nivel de proiecte pilot învățarea la locul de muncă. Face parte din același demers prin care încercăm să modernizăm, să aducem la zi felul în care oamenii deprind anumite abilități de care au nevoie la locul de muncă, acolo unde își desfășoară activitatea. Iar pentru asta, desigur, vom utiliza și instrumente informatice adecvate, o platformă de e-learning prin care vom putea aduce unui număr limitat, pentru că, mă rog, cum spuneam, este vorba de un proiect pilot, un număr limitat de companii, posibilitatea de a experimenta acest model sau această metodologie de învățare la locul de muncă cu instrumente aduse la zi. Deci ăsta este rolul principal pe care noi îl avem în această colaborare, dar mai sunt și alte chestiuni pe care le facem, inclusiv în zona tehnologică. Avem mai multe workshop-uri pe care le organizăm pe parcursul acestui program și care sunt extrem de apreciate de către comunitatea căreia ne adresăm. Am avut deja un număr de 3 asemenea ateliere de lucru, workshop-uri cu experți în domeniu. Toate s-au desfășurat online. A fost un experiment și pentru noi. Nu fără dificultăți, a zice, pentru că nu eram nici noi obișnuiți cu acest gen de abordare, dar am făcut trecerea foarte, foarte repede și din interviurile pe care le-am avut după încheierea acestor seminarii cu participanții rezultă un grad de satisfacție foarte bun. Ceea ce ne dă foarte mult curaj, evident, să continuăm pe același drum, iar eu, sincer, cum am spus, îmi doresc foarte mult permanentizarea acestui model. Sigur, cum spuneam, nu este aplicabil peste tot și în toate circumstanțele, dar este unul care aduce valoare adăugată din mai multe puncte de vedere pentru participanți. Am o întrebare, că a venit vorba. Cursurile online, până la urmă, se pot desfășura în același timp și cu alte cursuri în săli, nu? Adică dacă încep cursurile în săli, trebuie neapărat să renunțăm la cursurile online? Nu, dimpotrivă, aia spuneam. Formarea la sală este deschisă fără nicio restricție din partea celor care autorizează cursurile și gestionează, doar restricțiile remelnice din domeniul sănătății ne
impun niște reguli, dar în rest ea se poate desfășura fără niciun fel de restricție. Probabil, am o întrebare pentru... Da, Dan, scuze-mă. Așa va fi viitorul, cel puțin la școala informală de IT, blended learning, în care să avem cursuri atât în sală cât și în mediul online. Cred că asta va trebui să fie viitor, un mix practic. Nu putem judeca exclusiv doar la sală sau doar online. Deci cred că un mix de formare ar fi cel mai potrivit și aici fiecare entitate care se raportează la această activitate va găsi cea mai bună formulă încât să transfere cunoștințe cât mai bine și cât mai multe către cursanți. Am o întrebare domnilor și domnișoarelor invitați și invitate din cadrul Digital Job de astăzi. Întrebarea de final, care sper să ne lase prin răspunsuri un gust bun. Cum vedeți, și vreau să aflu părerea fiecăruia dintre dumneavoastră, cum vedeți evoluția pieței muncii în România? Cine vrea să înceapă? Facem turul invers acum, dar aș face o scurtă trimitere la activitatea Asociației Patronilor în acest proiect, pe care de fapt noi l-am scris, de care am discutat și în care facem și managementul proiectului. Noi am găsit ca domenii foarte interesante pentru firme, adică am plecat de la necesitatea foarte imperioasă a firmelor de a avea niște specialiști acolo și am identificat niște oportunități, în sensul că cursurile noastre vor fi de management de mediu, cele de manager de proces, adică cu niște cunoștințe de Lean 6 Sigma și de GDPR, care sunt de foarte mare actualitate, sunt și cursuri altfel foarte scumpe, deci noi le vom face sub egida acestui proiect cu finanțare integrală de la Comisia Europeană prin POCU. Acum, cât privește piața muncii în continuare, sunt niște mutații interesante generate de această pandemie, reîntoarcerea unui număr important de lucrători români din străinătate, disponibilizări masive din țară și aici noi ca și structură patronală suntem în discuții cu guvernul să găsim și niște forme moderne, adică moderne, foarte aplicate și foarte rapide de reconversie a lor, deci inclusiv prin niște vouchere de formare profesională pe care să le dăm să le primească cei care sunt în căutarea unui loc de muncă, pentru că ei își vor găsi foarte repede locul unde vor să acționeze în continuare și să aibă la îndemână, fără forme birocratice, un voucher cu care să se ducă la școala de IT, de exemplu, să urmeze un curs și să se readapteze la un nou loc de muncă. De asemenea, sunt niște inițiative să primească niște resurse firmele care angajează personal disponibilizat în această perioadă, pentru că și acolo trebuie stimulată reîntoarcerea acestora la muncă. Apoi, o oarecare prelungire, ați văzut poate în media, oarecare prelungire a acelui, așa zis, șomaj tehnic, el e cu ghilimele șomaj tehnic, dar nu avem timp să discutăm acum despre el, cu o susținere a domeniilor care încă sunt afectate și pentru care guvernul este obligat să mențină niște restricții, vorba de Horeca, de întrunirile, de organizare de evenimente și așa mai departe, cu susținerea, așa, o trecere mai lină spre reîntoarcerea în câmpul muncii, tocmai în ideea de a nu disponibiliza cât mai mulți oameni, pentru că și așa deja suntem aproape la 1,5 milioane de șomeri în plus sau persoane în căutarea unui loc de muncă după aceste 2 luni de deranj economic care l-am avut. Domnul Andrei Kelemen. În mod paradoxal, eu văd, nu eu văd paradoxal, dar sunt două fenomene paradoxale care se întâmplă în același timp în ceea ce privește piața muncii. Pe de o parte, eu cred că se va produce un fenomen de globalizare a pieței muncii și dacă ne uităm și la exemplele din ce în ce mai numeroase privind transformarea felului în care angajatori mari relaționează cu angajații și mă refer aici la exemplul pe care l-am dat anterior cu Facebook, dar sigur că vor urma și alte companii. Twitter, de asemenea, deja aplică aceeași politică.
aceste companii, acești mari angajatori se vor uita din ce în ce mai mult către piețe ale muncii unde până acum nu își îndrepta ochii pentru că nu era modelul potrivit, dar acum acest lucru se modifică. Și de altfel, Mark Zuckerberg, cel care conduce Facebook, a și anunțat, sigur cu referire deocamdată la Statele Unite, că vor implica centre urbane din Statele Unite în activitatea Facebook, care până acum nu erau în atenția lor. Asta este, sigur, doar o etapă, pentru că ulterior vor începe să se uite și în altă parte. Deci este un model clar care va duce la o globalizare a pieței muncii. Și vom vedea, poate, nu știu, dezvoltatori software din Cluj sau din Iași care vor lucra pentru Facebook direct din localitățile în care locuiesc. Sigur, nu se va petrece peste noapte acest lucru, dar este clar un trend. Iar apoi, cum spuneam, în mod paradoxal, se întâmplă și o localizare a pieței muncii, pentru că pandemia aceasta globală ne-a reamintit cât este de important să avem capacitate de producție, capacitate de a furniza servicii în plan local. Și cred că aici iarăși va urma o transformare. Sigur, aici depinde foarte mult și de strategiile și politicile guvernamentale pe care statul nostru sper că le va aplica în a încuraja readucerea unor capacități de producție, inventarea unor noi zone, să spunem, sau sectoare de interes pentru noi ca și societate, în așa fel încât să nu mai fim prinși pe picior greșit la următoarea criză sau la următoarele provocări majore cu care ne confruntăm. Face până la urmă parte din conceptul mare numit reziliență și cred că aici trebuie să lucrăm foarte mult, atât ca și comunități mici, dar și ca și comunități mai largi care înglobează, să zicem, regiuni sau națiuni sau chiar Uniunea Europeană. Și dacă e să ne referim la Europa, eu cred că avem toate aturile posibile pentru a depăși situația aceasta complicată, atât din punct de vedere medical, cât și din punct de vedere economic. Sigur, repet, depinde foarte mult de felul în care factorii de decizie vor înțelege să aplice politicile corecte și care să ne aducă rezultatele scontate. Și dacă nu înțeleg, să alegem factorii de decizie care înțeleg până la urmă lucrurile astea. Andreea Mare, cei din urmă vor fi cei din tâi. Cum crezi tu că va evolua piața muncii? Adevărul e că mă bucur că m-ai lăsat la final, pentru că acum pot să reiterez și pot să întăresc ce au spus colegii mei. Sunt perfect de acord că mergem în direcția digitalizării, cu atât mai mult cu cât în ultimele două luni am luat pulsul pieței muncii atât în Cluj, local, cât și național pe România, însă și global. Apar tot mai multe poziții remote, tot mai multe companii declară, chiar companii românești declară că urmează să-și lase angajații atâta timp cât au resursele necesare să lucreze de acasă. Dar nu numai asta, dacă vă uitați, sunt tot mai multe poziții remote din state, din Europa, care își caută angajați inclusiv în România, care trebuie doar să aibă skillurile necesare. Și, nu numai că îi caută în România, dar chiar le închiriază avioane private să-i aducă. 8 muncitoare au fost chemate din România cu avion privat pentru nu știu ce vinuri de făcut pe nu știu unde, din Italia parcă sau ceva din Spania. Ok, aia nu știam. Mă refeream în special în zona IT pentru că eu mă concentrez mai mult în zona IT, dar pe de altă parte am găsit și foarte multe poziții care nu necesită skill-uri de IT, necesită doar posibilitatea de a accesa un calculator și de a avea acces la internet. Inclusiv poziții de customer support, poziții de business analyst, poziții de project manager, poziții pe care până acum le făceai de la locul de muncă, deși aveai posibilitatea să le faci de acasă. Acum, dacă tot te-am prins la final, te mai țin un pic și dacă tot ne-ai povestit, ce trebuie să luăm în calcul când facem reconversia profesională? Gata, am rămas fără muncă,
uite, băieții ăștia cu IT îmi plac foarte tare online. Ce trebuie să iau în calcul când mi-aleg ceva să vin spre voi? Cred că ar trebui să iei în considerare cererea de pe piața muncii, ce se caută pe piața muncii, dar în al doilea rând cred că ar trebui să iei în considerare și skillurile tale, competențele tale. Nu știu dacă se poate pune întotdeauna problema de ce ți-ar place să faci, câteodată nu avem luxul ăsta, dar cred că ar trebui să iei în considerare ce ai putea să faci, ce ai putea să înveți. Pentru că IT-ul nu se potrivește tuturor. Sunt joburi de suport în IT care se pot potrivi tuturor. Mie place să cred că în IT, IT-ul înglobează foarte multe poziții și oferă foarte multe oportunități. Dar nu pentru toată lumea sunt cursurile de programator sau cursurile de testare. Cred că ar trebui să iei în considerare și ce îți place ție, numai care e oferta. Și cred că până la urmă destul de largă până la urmă. Plăcerea vine mâncând. Adică cred că până la urmă dacă începi ușor, ușor de jos să lucrezi, începi să-ți dai seama cam ce îți place. Mulțumesc invitațiilor de astăzi și încă o dată felicitări pentru victoria ordonanței de urgență numărul 70, aliniatul 3, să fie clar, mai ales. Ne revedem, ne reauzim la Digital Job vinerea viitoare de la ora 13 pe pagina de Facebook, Școala Informală de IT în principal. Și sănătate, că e mai bună decât toate, și inspirație la reconversie pentru toată lumea. Bye, bye! Mm.